Bună dimineața tuturor! Vă mulțumim pentru prezența noastră astăzi într-un număr atât de mare. Până să începem, v-aș ruga să mai așteptăm câteva momente pentru a da șansa tuturor celor interesați să se conecteze. Revenim! Bună dimineața din nou și bine ați venit la primul webinar FESTO România din acest an. Ne bucurăm să vă avem astăzi alături de noi într-un număr atât de mare pentru a vă prezenta, iar ulterior dezbate împreună cu dumneavoastră, subiectul de astăzi și anume platforma online Electric Motion Sizing. În primul rând, cine suntem noi? Numele meu este Maximiu Ștefan și împreună cu colegul meu, Niculescu Bogdan, suntem responsabili de Business Unit-ul Electric Automation în cadrul FESTO România. Încă de la început, țin să vă încurajez să interacționați cu noi în cadrul sesiunii de astăzi. Puteți adresa întrebări utilizând chatul, acestea fiind centralizate și dezbătute în cadrul sesiunii de Q&A de la finalul webinarului. În același timp, vă încurajez să răspundeți la chestionarele scurte pe care vi le vom adresa pe parcursul webinarului, scopul acestora fiind de a calibra cât mai fin pe așteptările și nevoile dumneavoastră. Webinarul de astăzi va descrie succint platforma online de alegere și dimensionare FESTO Electric Motion Sizing. În ceea ce urmează, vom vedea împreună cu dumneavoastră cât de ușor este, ca în doar câțiva pași și simpli, să obținem în baza datelor de proces ale unei aplicații liniare sau rotative, o soluție de acționare electromecanică FESTO completă, fiabilă și în același timp competitivă din punct de vedere al prețului. Agenda de astăzi include un capitol de început ce descrie conceptul și utilizarea FESTO Electric Motion Sizing. Ne dorim să fim foarte practici, astfel că în cadrul următoarelor două capitole vom prezenta câte un exemplu de aplicație liniară, respectiv rotativă, multipoziție. Finalul sesiunii îl vom avea de obicei rezervat pentru răspunderea întrebărilor dumneavoastră. Voi preda în continuare ștafeta către colegul meu Bogdan. Te rog, Bogdan! Salutare tuturor! Țin să vă mulțumesc și eu pentru prezență și mulțumesc Ștefan pentru introducere. De fapt, înainte de a începe, pentru încălzire, așa vă propun un prim chestionar în cadrul căruia o să am rugămintea să ne spuneți cât de des utilizați astfel de platforme de dimensionare. Imediat va apărea pe ecran acest pol. Am rugămintea să votați. Un singur răspuns este suficient. Ne putem, bineînțeles, ulterior face o idee așa despre
care sunt nevoile voastre, care este frecvența cu care utilizați aceste softuri de dimensionare. O să las câteva momente să ruleze ca să aibă timp toată lumea să răspundă și în circa un minut o să-l opresc, o să vedem și răspunsurile și ulterior continuăm. Mulțumesc! Bun, vă mulțumesc mult pentru răspunsurile noastre. Văd că marea majoritate a noastră a reușit să răspundă. Sunt răspunsuri foarte, foarte interesante, în concordanță, să spun așa, cu ce ne așteptam. O frecvență săptămânală, o frecvență de câteva ori pe an este normală. Bineînțeles, cei 4% care utilizează zilnic astfel de softuri sunt clar proiectanți mecanici și ne bucurăm să-i avem printre noi astăzi. Bun, haideți să continuăm. Câteva cuvinte despre electric motion sizing. În primul rând, cred că putem fi cu toții de acord că, indiferent dacă obișnuim în mod frecvent sau doar ocazional să alegem și să dimensionăm soluții de acționare electromecanice, există un risc ridicat de eroare atunci când combinăm mecanică, reductoare, cuplaje, motoare, controlere și accesorii, chiar dacă sunt sau nu de la același producător. Numărul extrem de ridicat de configurații posibile, variabile, cu pondere determinantă, precum timpul de ciclu, precizia de poziționare, cuplul, sarcina, forțe externe, factor de mediu, poziția de montaj și așa mai departe, ne pot abate grav din drumul nostru către configurația electromecanică optimă pentru aplicația în cauză. Utilizarea unei platforme pe cum Electric Motion Sizing, coroborată bineînțeles cu suportul tehnic, logistic și comercial al echipei Festo, vă poate ajuta să câștigați siguranță și timp valoros în elaborarea unei soluții de automatizare completă, performantă, fiabilă și în același timp sigură. Dacă în trecut obișnuiam să încercăm să definim o configurație tehnică navigând prin multiple documentații de catalog ale unor familii de produse pe care încercam să le corelăm cu datele de proces ale aplicației noastre, astăzi pornim exact invers. Avem un software, avem o platformă online în care introducem datele de proces, iar în spate se rulează algoritmi bazați exact pe informațiile tehnice ale echipamentelor Festo. Practic, în Electric Motion Sizing introducem datele de proces, așa cum vă spuneam, ale aplicației noastre, obținând suport în alegerea și dimensionarea unei configurații complete de acționare electromecanică. Putem determina rapid și ușor configurația optimă care se potrivește aplicațiilor noastre, iar ulterior creăm liste de materiale, rapoarte de dimensionare și chiar putem genera fișiere de parametrizare pentru a scurta foarte mult timpul de la concept până la un echipament funcțional. Cum accesăm platforma? Ei bine, există mai multe opțiuni, fie de pe site-ul Festo, din secțiunea de produse, instrumente de inginerie digitală, iar mai apoi apare o posibilitatea de a selecta electric motion sizing. Bineînțeles, pentru cei dintre noastre care utilizează în mod frecvent platforma Quick Search Plus, acolo există un tab de proiectare unde găsiți, scuze, am dat mult prea repede, unde găsiți linkul către mai multe suite Festo de proiectare, printre care și acest electric motion sizing.
Fiind o platformă online, puteți să o accesați și de pe platforme mobile. Dacă aveți un telefon sau o tabletă la îndemână, puteți să scanați foarte rapid acest QR code. Vă va duce direct către platforma noastră Electric Motion Sizing și puteți realiza împreună cu noi această simulare. Ce tipuri de aplicații putem dimensiona? Prima variantă ține de tipul de mișcare și anume începem, să spunem așa, cu o aplicație liniară. Aici există mai multe opțiuni, precum sisteme de mișcare multipoziție, care bineînțeles este și varianta cea mai des utilizată de către noi, deplasare simplă între două poziții, aplicație de presare, translație pe verticală, acționare liniară simplificată pe capete de cursă, sisteme complexe cu mecanică third party, precum sistemele de tip pinion cremalieră sau acționări cu șurub third party sau conveyor. Din punct de vedere al aplicațiilor rotative, putem discuta despre sisteme de mișcare multipoziție, iarăși variante de actuator cu accelerare și mișcare continuă, sisteme de tip tot așa pinion cremalieră, șurub sau conveyor. Aici avem însă și opțiunea de a dimensiona mese indexabile sau cu plaje mecanice custom atașate motorului și bineînțeles controlului Festo. Bun, înainte de a trece la partea practică a lucrurilor, o să vă propun un nou chestionar și anume ne interesează foarte mult să aflăm ce tipuri de aplicații întâlniți cel mai des, dacă sunt cele liniare, cele rotative sau cele pe mai multe axe de mișcare. O să vă invit pe toți să răspundeți. Iarăși ne interesează să avem cât mai multe răspunsuri ca să ne facem o idee cât mai bună despre ce tipuri de aplicații întâlniți cel mai des. O să las cam un minut acest chestionar ca să aibă timp toată lumea să răspundă, iar ulterior voi afișa, sper de data aceasta, și rezultatele. Bun, deja marea majoritate dintre noastră ați răspuns. Se pare că aplicațiile liniare sunt într-o măsură covârșitoare cele mai întâlnite de către noastră. Surprinzător, niciun vot pentru acționări rotative. Mă așteptam, bineînțeles, și pentru varianta de mai multe axe de mișcare. Știm că oferă aceste portaluri pe mai multe axe, însă am speranța ca după acest webinar să aflăm împreună puteți să dimensionați și aplicații rotative și o să vedem în cazul unui exemplu practic cum putem să facem acest lucru. Bun, haideți să continuăm prezentarea. Pentru zona practică a webinarului, da, o să încep cu o aplicație clasică liniară, în cadrul căreia trebuie, bineînțeles, să deplasăm o anumită sarcină pe o anumită cursă într-un anumit timp. Informațiile de proces sunt în acest caz esențiale pentru a face diferența dintre o soluție incorrectă aleasă și una optimă pentru aplicația în cauză. Da? Ce informații practic sunt necesare? Excentricitatea sau centrul de masă, cursa utilă,
ciclograma, orientarea actuatorului, protocolul de comunicație față de PLC-ul de nivel superior, tensiunea de alimentare, lungimea cablurilor, caracteristici de mediu, aici temperatură, praf, proximitatea față de elemente de sudură, spre exemplu, și așa mai departe, pot să aibă un impact destul de masiv în dimensionarea soluției și, în ultimul rând, cerințele de safety. Ca să simplificăm un pic această aplicație, am selectat o sarcină de 20 de kg, o poziție de montaj orizontală și, așa cum majoritatea dintre voi știți, din simularea CAD a piesei manipulate, putem să obținem centrul de masă al acesteia. Ne interesează cota și, de fapt, ne interesează, să spun așa, distanța dintre centrul saniei și centrul de masă. Acestea sunt valorile puse pe cele două axe, pe Y 300 de mm și pe Z, deci practic pe înălțime 20 de mm, acestea fiind coordonatele față de centrul de masă al obiectului manipulat. Bun, cursa utilă 500 de mm, precizia dorită undeva în aproximativ 0,2 mm și acum haideți să vedem cum anume discutăm despre timpul de proces. Avem 10 secunde definit ca ciclogramă, avans pentru 500 de mm într-o secundă, pauză mai apoi, 250 de mm cursă, 0,5 pauză, în 0,5 secunde mai facem o pauză și după aia ne întoarcem în 0, urmat de o pauză în așteptarea noului ciclu de 6 secunde. Bogdan, spune-ne, te rog, ce facem în cazul în care nu avem toate aceste detalii? Putem realiza o simulare? Mulțumesc, Ștefan, de întrebare. Chiar mă bucur că ai adus asta în discuție. Răspunsul este da. Putem realiza simulări prin care să aproximăm ciclul de proces al aplicației, însă este recomandat ca după ce obținem date concrete să refacem simulările pentru siguranță și eventuale optimizări. Nu de puțin se întâmplă ca datele de proces se includă un timp de ciclu, un timp de proces total, însă, așa cum puteți vedea cu toții, în acest caz pauza este de 6 secunde, iar timpul rămas practic pentru mișcare este unul mult, mult mai mic. Este importantă și pauza, însă este mult mai important să știm care este durata fiecărui ciclu de poziționare. Bun. Haideți să mergem mai departe. Ca și date de proces, aici presupunem că tensiunea de alimentare disponibilă este doar o variantă monofazată. Clientul își dorește o comunicație de tip Profinet. Aici nu este o problemă, după cum probabil majoritatea dintre voi deja știți, controlerele Festo de generație nouă sunt în variantă multiprotocol, deci avem comunicație Ethernet IP, EtherCAT, Profinet sau Modbus inclusă în standard în orice configurație de controller Festo, iar lungimea de cablu, deci distanța față de cabinetul de automatizare, este undeva la aproximativ 5 metri. Dar în acest caz, de exemplu, pentru o aplicație specifică SUA, putem calcula și pentru o tensiune de alimentare de 110 V? Da, vom vedea imediat în simulator că putem selecta și acest lucru, acesta fiind un factor cheie în dimensionarea unor echipe destinate pieței americane. Însă, cred că cel mai bine în momentul de față este să intrăm direct pe platforma Electric Motion Sizing și împreună cu dumneavoastră să rulăm această simulare, astfel încât să vedem ce soluții obținem. Vă invit pe fiecare dintre voi să accesați Electric Motion Sizing și, dacă doriți, să faceți împreună cu mine această simulare. Aș fi curios să dezbatem la final dacă au existat ceva diferențe între soluții, însă nu s-a întâmplat așa ceva niciodată.
Am spus că o să selectăm un sistem de mișcare multipoziție. Avem sarcina de 20 de kilograme. Aș vrea să vă explic în principiu cum arată soluția și cum anume trebuie să parcurgem site. Da? Primul lucru, comunicația de tip Profinet, tipul de actuator. Aici avem mai multe variante, axă de tip gantry, cilindru electric, mini sanie sau axă cantilever. Poate pentru mulți dintre voi lucrurile acestea nu vă spun mare lucru, însă axa de tip gantry este axa care susține sarcina, este axa cu sanie practic. Cilindrul electric, așa cum îi spune și numele, este o variantă de cilindru similar celui pneumatic, să spun așa. Mini sania este o variantă de cilindru ghidat cu curse undeva până în 200 de milimetri, iar axa cantilever este o axă specială destinată acționărilor pe verticală. Este o axă care practic se prinde de sanie și balează întregul corp al axei, sarcina fiind prinsă de corpul axei. În cazul de față, pentru aplicația noastră, o să lăsăm bifat, by default, această axă de tip gantry. Iar mai apoi, suntem întrebați care este poziția de montaj. Numai puțin că văd că se încarcă. La poziția de montaj avem această posibilitate de a accesa informațiile. Practic, pe 0 înseamnă orizontal, pe 90 înseamnă vertical, cu sarcina urcând de jos în sus, iar minus 90 de grade înseamnă vertical, cu sarcina începând din partea superioară, coborând practic către zona inferioară. În același timp, foarte important, dacă aveți aici alt fel de unghiuri mai speciale de 45 de grade sau de 180 de grade, deci practic dacă sarcina noastră ar fi orientată către podea, aici nu mai contează dacă pune minus 180 sau plus 180, însă pentru cazul de astăzi o să lăsăm o aplicație, o să lăsăm pe zero, practic aplicația noastră este orizontală. Da, cursa de lucru este de 500 de milimetri. Da? Avem sarcina de 20 de kilograme și din câte îmi amintesc, mergeam până la 500 de milimetri, ajung și punem o durată de deplasare de o secundă, cu un timp de pauză tot de o secundă, conform celor spuse în slide. Mai apoi ne întoarcem la 250 de milimetri, tot cu sarcina efectivă de 20 de kilograme. De data aceasta, distanța de 250 de milimetri este realizată în 0,5 secunde. Timpul de pauză este tot de o secundă și putem să adăugăm încă un rând pentru a defini întoarcerea în 0. Putem, bineînțeles, să definim mult mai multe rânduri aici dacă aplicația noastră solicită așa ceva. O să pun tot sarcină de 20 de kilograme. Timpul îl voi pune cu egal. Avem o durată de deplasare tot de 0,5 secunde și de data aceasta o pauză de 6 secunde până când reîncepem practic ciclul nostru de mișcare. Ca și observații, sarcina efectivă nu trebuie neapărat să fie mereu de 20 de kilograme, cât am definit-o noi inițial. În cazul în care aveți o aplicație în care sarcina crește gradual pe măsură ce sania se deplasează de la o stație la alta de lucru, spre exemplu, putem aici să creștem sarcina progresiv până la maximul pe care l-am definit. Dacă nu cunoaștem acest lucru, pentru a avea siguranță, putem să lăsăm mereu sarcina maximă pe care considerăm că o vom avea pe axă, tocmai pentru a avea o marjă de siguranță. În cazul în care există forțe externe care cu minus se opun practic mișcării, cu plus ajută mișcarea, putem să le definim aici ca și valori în newton. Atenție, forțele externe se referă exclusiv la forțe axiale pe direcția de mișcare, nu ne referim la forțe perpendiculare pe
sanie din lateral sau de deasupra, doar forțe axiale pe direcția de deplasare. În cazul în care avem aplicații în care ni se impune o anumită valoare de viteză sau o anumită valoare de accelerație și decelerație, putem să completăm aici aceste rânduri, aceste coloane opționale, da? Însă, dacă punem durata de deplasare cu semn egal, sistemul va calcula în mod automat un profil de mișcare optim, pe care o să-l vedem în cadrul rezultatelor. O să discutăm acolo pe larg cum anume arată un profil de mișcare ideal. Dacă puneți varianta de mai mic sau egal, indiferent de valoarea pe care o introduceți la durata de deplasare, sistemul va încerca să obțină minimul de timp de poziționare posibil, da, mai mic decât valoarea introdusă de către dumneavoastră. Mai mic sau egal pentru mine decât 1 aici ar însemna că sistemul încearcă să ajungă la un 0,3, un 0,2 și mai știu orice valoare minimă pe care o poate executa în siguranță. Bun, haideți să vedem în momentul de față că practic doar cu aceste informații am deja posibilitatea să dau aici continuare și să obțin o soluție de o configurație tehnică. Însă am definit anterior pe slide-uri mai multe date de proces critice. Vedeți că avem 13.714 cu posibile combinații care s-ar preta pentru aceste date de proces. Dacă mergeți pe această opțiune de afișare filtre avansate, aici intrăm în zona în care putem să definim cu adevărat datele de proces ale aplicației noastre. Și anume, haideți să începem în ordine. Da, cu partea de tensiune de alimentare. Am spus că avem tensiune de alimentare monofazat, o să elimin toate variantele celelalte de alimentare 24V sau alimentare trifazică. Și o să vedem că deja doar de la aceste selecții soluțiile posibile, combinațiile posibile au scăzut exponențial. Raportul de moment de inerție, setările default sau setările de bază includ aici varianta medie, da? Practic aici vă recomandăm ca raportul de moment de inerție să nu fie pus în varianta high, pentru că asta ar însemna sisteme încărcate, da? Medium este o variantă, este compromisul optim între încărcare și fiabilitate. Ne dorim să avem soluții încărcate cu un grad mare pentru a beneficia de întreaga performanță pe care o pot oferi. Profilul de accelerație, acest acceleration behavior, iarăși varianta de bază este pe setare medie. Asta înseamnă o aplicație calibrată care va reprezenta compromisul optim dintre o mișcare rapidă, o mișcare totuși dinamică, da? Și o durată de viață foarte, foarte bună. În cazul în care avem o aplicație foarte, foarte lentă, putem selecta aici varianta soft, tocmai pentru a obține eventuale soluții mai puțin supradimensionate sau mai mici ca și configurație, să zic așa, care practic se pletează pe acest profil de accelerație soft. Putem selecta și controlere și tipul de controlere. După cum probabil știți majoritatea dintre voi, gama nouă de controlere se numește CMMT-AS în varianta de servo drive-uri. Varianta veche CMMP-AS încă este disponibilă ca piesă de schimb sau pentru aplicațiile care necesită încă anumite caracteristici ale acestei game de produse, însă pentru aplicația noastră, bineînțeles, o să mergem cu varianta nouă de controlă. Pe coloana centrală
Putem selecta tipul de, în capitolul de motor, să spun așa, putem selecta tipul de reductor sau dacă dorim sau nu variante cu reductor. Având în vedere că avem o sarcină de 20 de kilograme, eu o să las totuși și variantele cu raport de reductor, dar putem să filtrăm, de exemplu, rapoartele de reductor mai mari pentru a reduce din numărul de soluții posibile. O să vedem imediat și de ce ne dorim să reducem din acest număr de soluții posibile. Ca și encoder, ca și opțiuni de encoder, toate motoarele Festo care au montate encoder, știm doar motoarele Festo pot să vină și în variantă open loop, deci fără encoder. Ca și opțiune avem variantă multi-turn sau single-turn. Dacă lăsați recomandarea Festo, atunci aplicația în funcție de sarcină, timpul de ciclu, cursă, va recomanda dacă aveți nevoie de varianta multitură, care practic vă asigură faptul că la o cădere de tensiune puteți să aveți la restartul utilajului în continuare feedback-ul de poziție asigurat, fără să fie nevoie să faceți homing. O să las varianta de recomandare Festo pentru că nu avem informații acum în acest sens. Frâna de motor este un accesoriu care vă ajută exclusiv în situația în care aveți nevoie să blocați poziția în anumite puncte sau atunci când avem, de exemplu, aplicații verticale, când eliberăm motorul de sarcină, deci scoatem enable-ul de pe controller. Recomandarea este să avem motor cu frână pentru a ne asigura că menținem poziția, iar sarcina nu va cădea practic gravitațional. Noi avem astăzi o aplicație orizontală, deci putem să lăsăm recomandare Festo, era automat o să pună varianta fără frână pentru această aplicație, însă dacă aveți nevoie în mod expres puteți să o selectați. Ca și poziție de montaj motor, variantă axială sau paralelă în funcție de nevoi. Atenție, varianta paralelă este posibilă, varianta cu kit paralel este posibilă doar în cazul acționărilor cu șurub. Dacă ne dorim acționări cu curea, doar varianta de kit axial este disponibilă. Și în cazul în care vreți să reduceți din amprenta la sol, puteți totuși să mergeți pe varianta aceasta de reductor unghiular, care practic va monta motorul la un unghi de 90 de grade față de axă. Bun, mai departe putem să selectăm tipul de motor, da? Aici, dacă dați iarăși pe această pictogramă de informații, puteți să vedeți întreaga gamă de motoare pe care o puteți selecta. Gama de bază, servomotoarele de tip MMTS, de fapt gama premium, să spunem așa, de la noi, este cea selectată by default. Servomotoarele de tip MMBAS sunt variante optimizate din punct de vedere al costurilor, o variante care nu dispun de aceeași robustețe, să spunem, față de gama premium. Vedeți cabluri inserate direct în motor, fără opțiunea de single cable, atât pentru partea de tensiune, cât și pentru partea de encoder. Variantele de motoare pas cu pas. Noi am eliminat opțiunile de 24-48 de volți în acest caz și, în ultimul rând, servomotoarele din gama veche de tip MMEAS. Acestea sunt încă disponibile, însă își iau corespondent 1-1 în gama curentă de tip MMTAS, deci vă recomand să rămânem pe această variantă. Putem mai departe să selectăm, să filtrăm de fapt dimensiunile de motoare. Vedem că deja, deși există motoare de dimensiuni mult mai mari în gama MMTAS, el a filtrat deja doar variantele de 60 și 80, pentru că nu avem o aplicație care să necesite mai mult decât aceste variante. Eu o să merg mai departe și chiar o să îndrăznesc să debifez și varianta de 80, da, tocmai pentru a reduce și mai mult numărul de combinații posibile.
Temperatura ambientală este unul din factorii care poate să determine caracteristicile a configurației noastre. Nu avem informații în acest caz, o să lăsăm varianta default de 20 de grade. Lungimea de cabluri o să o punem la 5 metri. Iar în momentul de față putem să trecem pe ultima coloană. Ca și tehnologie de actuator aici, suntem întrebați dacă dorim acționare cu curea dințată sau acționare cu șurub. Acum, dacă vă amintiți de pe slide, cerințele aplicației noastre erau de precizie undeva în aproximativ 0,2 mm. Acționările cu curea de la Festo, indiferent de tipul de motor conectat, indiferent de tipul de axă pe care îl selectăm, au o precizie în jur de 0,1 mm, iar acționările cu șurub au o precizie de aproximativ 0,01 mm. Neavând nevoie de o variantă de precizie mai mare, da, putem să debifăm acționarea cu șurub. Atenție, ca și raport, să spunem așa, sau diferență, pentru curse scurte, da, deci pentru curse, să spunem, până în 1000 de milimetri, acționarea cu șurub poate fi echivalată ca și raport de configurație și forță, dar cu acționare cu curea echivalentă din punct de vedere al mărimii constructive, dar la care trebuie să adăugăm un reductor de 5:1 pentru a echivala practic forța unei acționări cu șurub. Deci pentru curse scurte este posibil ca acționarea cu șurub în variantă fără reductor să fie mai ieftină decât varianta cu curea, care în mod tradițional poate vi se părea că este opțiunea optimă din punct de vedere al prețului. O să las totuși acționarea cu curea în exemplul nostru de astăzi. Putem ulterior eventual să dezbatem împreună dacă o variantă pe șurub ar fi fost o variantă mai bună ca și preț. Mai apoi ne interesează tipul de ghidaj. Observați, vă rog, că după ce am selectat tehnologia de actuator cu curea dințată, au rămas doar 38 de soluții posibile dintr-un total inițial de peste 13.000 de configurații. Tipul de ghidaj, aici există mai multe variante în funcție de gamele de axe. Nu vă recomand să intrați atât de mult în detalii în acest moment. Nu trebuie să parcurgeți toate filtrele pe care vi le-am arătat eu astăzi pentru a obține o soluție, însă, ca idee, cel mai des întâlnit tip de ghidaj este cel cu bile și este practic cel mai adesea recomandat sau cel mai adesea afișat în soluțiile Festo. Exclusiv în ideea în care aveți aplicații eventual cu o sarcină, să spunem, nu foarte excentrică sau cu o sarcină ghidată, dar de la care aveți nevoie de o dinamică foarte bună, atunci putem să mergem pe o variantă de tip role, pe o variantă de tip RF, care ne asigură viteză foarte mare, sau dacă avem nevoie de o variantă de robustețe foarte mare, o variantă care să reziste la momente laterale foarte, foarte ridicate, putem să selectăm acest ghidaj dublu pentru sarcini mari. Eu o să las aici recomandarea Festo, o să las Festo să decidă dacă sarcina mea de 20 de kg cu excentricitatea aceea de 300 de mm poate sau nu să fie acționată de o axă standard sau una heavy duty. Bun, calculul asupra ghidajelor, aici avem o întrebare simplă de tip da sau nu. Dacă aveți ghidaje laterale care sunt montate paralel cu axa, spre exemplu, care practic susțin sarcina și preiau în totalitate momentele laterale induse de către aceasta, practic sania noastră sau axa noastră nu mai are decât de dezvoltat o forță de avans
pentru a mișca sarcina și nu mai intră în calcul momente laterale, puteți să bifați aici nu și atunci calculul asupra ghidajelor nu va fi luat în considerare. Poziția de montaj este iarăși foarte importantă. Noi am definit axa ca fiind orizontală, însă pot exista cazuri în care aplicația noastră să necesite montarea sideway, deci sanie montată către lateral, sau, așa cum ați văzut în prima parte de selecție a poziției, a orientării saniei, da, sania orientată în jos. Da? Aici putem să selectăm sanie orientată în sus sau în jos și sanie orientată către lateral. Vedeți că în sus sau în jos este o singură opțiune pentru că o veți selecta practic aici în partea de sus la poziția de montaj dacă este cazul. Acum, elementul poate cel mai important în dimensionarea unei acționări este sau ține de distanța față de centrul de masă. Iar aici apar cel mai adesea greșelile în alegerea și dimensionarea unei soluții, da? Pentru că, vedeți, există diferite modalități de a estima pe coordonate, de a calcula pe coordonate distanța față de centru de masă în funcție de orientarea saniei sau în funcție de tipul de axă, de unde anume este dispusă sarcina sau cum anume este prinsă sarcina față de actuator. În cazul nostru este foarte simplu, avem o axă orizontală, pe Y avem această distanță de excentricitate de 300 de mm și pe Z am definit acei 20 de mm, este exact ceea ce o să introduc și eu aici. Bun, mai nou, puteți să definiți și centrul de forță în cazul în care aveți forțe care acționează axial pe distanța, pe direcția de deplasare, însă care sunt excentrice oarecum un pic față de centrul sanii, puteți să definiți acest centru de forță pentru a defini practic anume acționează acea forță. În cazul nostru nu avem aceste informații, o să las 0 pe această coloană. Designul de actuator standard sau compatibil cu industria food and beverage, sania standard sau sanie cu protecție. Dacă doriți, dacă aplicația noastră se află într-un mediu cu praf sau într-un mediu cu impurități, putem să selectăm aici o variantă de sanie cu protecție. Atenție, protecția nu se referă doar la protecția, la împiedicarea particulelor de a intra, de a pătrunde în corpul axei, ci poate să se refere și la dispersia particulelor. Saniile cu protecție, practic, putem merge pe variante de actuatori care să suporte presurizare și atunci, practic, putem limita pătrunderea de impurități în corpul axei, dar putem limita inclusiv ejectarea anumitor particule din axă în exterior pentru aplicații de tip clean room, spre exemplu. Precizia de poziționare, da, standard înseamnă 0,1 mm, acționare cu curea, precis sutime de milimetru, acționare cu șurub, o să mergem clar pe varianta standard. Aici avem familiile de actuatori. Dacă apăsați pe acest I, îmi cer scuze, cred că aici a fost o mică eroare pe site, dacă apăsăm pe acel I, să nu apăsați pe acel I, se pare că I-ul acela ne elimină un pic din configurație. Bine însă că suntem pregătiți și avem totuși tabul cu soluția deja completată, astfel încât să putem să revenim dacă se întâmplă așa ceva. Pot exista anumite mici probleme pe platformă. Există un avantaj aici din faptul că este o platformă online. Da? Pentru cei dintre noastre care ați lucrat înainte cu Festo Positioning Drives, acela era un tool offline de alegere și dimensionare, la care dacă exista un anumit bug sau dacă exista o anumită problemă de calcul, aceea nu putea fi rezolvată până la următoarea lansare a versiunii noi. În momentul de față, noi putem realiza update-uri zilnice la această platformă,
pentru a elimina exact aceste tipuri de mici erori care pot să apară pe platformă. Bun, putem să selectăm aici tipul de actuator. Aici am omis să pun cablul, aici vreau să pun și cele 8, varianta doar de 60. Da, verific foarte rapid, avem exact aceleași soluții, o să pun aici și aici nicio alegere ca să avem și mai puține variante. Bun, aici putem să selectăm tipul de actuator. Recomandarea mea în cazul în care nu sunteți familiarizat cu diferitele familii de axe electromecanice Festop, să nu filtrați în acest moment, pentru că vedeți că deja ați obținut foarte puține configurații posibile. Practic nu sunteți experți Festo, deci nu, poate nu știți care sunt noile variante de axe, care sunt axele optime pentru aplicația noastră și atunci este păcat să filtrați aici, tocmai pierzând probabil din anumite variante posibile care ar fi mai robuste poate sau mai competitive din punct de vedere al prețului. Nu în ultimul rând aveți dimensiunea actuatorului și aici vă recomand să bifați sau să debifați doar în cazul în care există restricții de spațiu. Vedem pentru aplicația noastră, avem soluții care încep cu o axă de 45, da? Și duc până la o axă de 160, este o variantă heavy duty. Bineînțeles, sistemul nu va afișa soluțiile irelevante, să spunem, sau mult supradimensionate pentru aplicația noastră. El deja a selectat de aici variantele pe care le-a considerat optime pentru aplicația noastră. La final, ultimul element de filtrare este acest actuator stroke. În cazul în care avem curse custom, spre exemplu, aici n-am fi avut 500 de milimetri, ci aș fi avut 475 de milimetri cursă utilă. Dacă dorim axe custom exact pe cursa indicată de către noi, atunci bifăm aici user-defined minimum actuator stroke, care înseamnă că vom merge pe axe construite custom pentru noi și sistemul nu va încerca să ne oferteze mărimea imediat superioară standard de cursă. Bun, suntem pregătiți în momentul de față să apăsăm pe continuare. În cazul în care ați obținut totuși aici sub 99 de soluții posibile, vă recomand să debifați acest show recommended solutions only. Da, practic, dacă debifați această opțiune, el vă va arăta toate combinațiile posibile care v-au apărut în urma filtrării. O să dau pe continuare. Sistemul în momentul de față calculează soluțiile posibile și prima soluție obținută este și cea mai economică din punct de vedere al filtrelor aplicate de către noi. Ce putem să facem în acest moment? Putem să sortăm în funcție de preț, în funcție de timp de ciclu sau în funcție de momentul de inerție. Bineînțeles, o aplicație care poate să realizeze un timp de ciclu mai mic, atunci va avea un preț mai ridicat, dar în cazul în care am folosit exclusiv varianta de egal, da, toate aplicațiile în cazul nostru vor avea același timp de ciclu calculat. Bineînțeles, cum vă spuneam, o configurație cu moment de inerție mai mic va fi mai robustă, da? Însă trebuie să ne dăm seama dacă avem nevoie de robustețe mai mare în condițiile în care cea mai economică soluție pentru noi în momentul de față are o încărcare extrem de confortabilă din toate punctele de vedere. Atât pe partea de servocontroller, servomotor, sarcină pe actuator sau sarcină pe ghidaj. Toate elementele, câtă vreme sunt cu albastru, da, ele sunt în limite. Practic, sistemul dimensionează automat pentru un lifetime de minim 5.000 de kilometri. Deci, suntem mai mult decât acoperiți cu această configurație. Ce putem să facem de aici? Dacă ne convine o anumită soluție, bineînțeles, putem să le verificăm și pe cele de mai jos, să vedem eventuale diferențe între acestea. Spre exemplu, aici avem o axă heavy duty, vedeți sarcini ceva mai mici, însă nu definitorii astfel încât să ne facă să ne gândim să trecem la un alt tip de soluție. Dacă ne-am hotărât pe această soluție, îi dăm click pe ea, vedeți că ea a apărut acest chenar albastru care practic ne permite în acest moment, dacă
copiem linkul din partea superioară și îl copiem, spre exemplu, pe mail. Dacă îl deschidem ulterior, peste o săptămână, peste o lună, peste un an, nu contează, noi suntem automat direcționați către soluția noastră la loc și putem inclusiv să dăm back pentru a reveni, pentru a filtra suplimentar sau pentru a modifica datele de proces. Acesta este modul în care se salvează pe această platformă online configurația și toată munca pe care am realizat-o până în momentul de față. Dacă vrem, putem să accesăm documentația fiecărui element, dăm foarte simplu click pe echipament și suntem direcționați pe site-ul Festo pentru a accesa informații utile. Putem din următorul tab să vedem care este profilul de mișcare, da? Aici vedeți profilul de mișcare de tip triunghi, este varianta optimă din punct de vedere al mișcării, pentru că ne permite utilizarea celor mai mici valori de accelerație, fapt ce protejează elementele mecanice ale actuatorului și, bineînțeles, ansamblu de cuplaj, elementele de cuplaj elastice și așa mai, și așa mai departe. În același timp, putem să observăm și care este durata fiecărui pas de deplasare, care este turația maximă a motorului, dacă ne interesează acest lucru. Vedem foarte important și care este distanța de frânare pentru oprirea de urgență. În cazul aplicațiilor care necesită un anumit nivel de safety, această informație încă din simulare vă arată în cât timp, sau de fapt nu în cât timp, ci în ce distanță se oprește, se poate opri axa cu sarcină, da, așa cum este simulată conform ciclogramei, în ce distanță se oprește în momentul în care acționăm butonul ciupercă, spre exemplu, și avem parte de o reacție de tip safe stop 1, spre exemplu, cu decelerare maximă. Informația asta vă poate ajuta pentru a obține, să spunem, încă de la început, validarea aplicației voastre din punct de vedere safety ca și oprire. Bun. Caracteristica de motor. Aici recomandarea întotdeauna este, bineînțeles, ca valorile de cuplu de vârf față de în fiecare poziție să fie sub peak torcul de pe acest grafic. Ideal ar fi dacă ne plasăm sub varianta sau aproape de varianta de cuplu nominal. Vedem în diagrama aceasta că suntem mai mult decât confortabil cu ciclul de mișcare pe care l-am selectat și configurația oferită. Următorul tab include lista de materiale. Aici puteți să vedeți întreaga listă de echipamente care formează angrenajul complet de axă cu curea dințată, set axial, reductor, servomotor, cablu și controller. Putem să adăugăm accesorii, putem să le copiem pentru a le introduce într-un Excel, spre exemplu, sau putem să le adăugăm direct în coșul de cumpărături. Dacă aveți cont de online shop Festo, puteți imediat să vă vedeți și prețurile. Ultimul tab se referă la conectivitatea PLC. Aici, dacă selectăm, spre exemplu, Siemens, avem imediat posibilitatea să accesăm documentația care ne va ghida în cum anume putem să integrăm acest tip de controller împreună cu un PLC Siemens. Noi, selectând încă de la început Profinet, practic ne-a dat la îndemână toate informațiile necesare. Ce putem să mai facem pe site? Putem să descărcăm un raport de sizing, care înseamnă, noi aici putem să definim un proiect, o anumită mașină, o persoană de contact, putem să punem anumite note și să continuăm cu generarea acestui PDF, da, care reprezintă practic un sizing report pe care îl puteți atașa caietului de sarcini sau pe care îl puteți accesa caietului de proiect atunci când realizați o simulare. Da? Bun, nu în ultimul rând, putem să descărcăm și fișierul de parametrizare. Descărcarea fișierului de parametrizare înseamnă că Festo vă pune la dispoziție încă de la simulare
parametrizarea completă a controllerului de motor, da, în contextul tuturor întregii liste de materiale. Deci aveți deja în softul de parametrizare Festo Automation Suite întreaga configurație realizată și nu doar configurația realizată, ci și datele de proces incluse. Adică aveți sarcina, aveți regulatorul în buclă închisă deja optimizat în funcție de sarcină, poziție de montaj și ciclu pe care l-am definit. Deci din punctul ăsta de vedere câștigați extrem de mult timp ulterior la partea de punere în funcțiune. Bun. Haideți să revenim la prezentare. Timpul aproape expiră. O să trecem și la o variantă de aplicație rotativă, tot multipoziție. Aici vom merge ceva mai rapid, să spunem așa, pentru că lucrurile sunt destul de similare, da? Practic, de ce informații avem nevoie pentru a realiza o aplicație de rotație? Față de varianta liniară în care ne interesa sarcina, aici discutăm de moment de inerție, da? Am ales ca și aplicație pentru astăzi rotația practic a unui disc, da, a unei greutăți de 5 kg, vrem să facem 10 rotații. Avem o ciclogramă simplă, o rotație, mai apoi mergem la către cota de 3 rotații, mai apoi către 5 rotații, mai apoi ne întoarcem către 0 și avem definit doar un timp total de 10 secunde. Orientarea actuatorului orizontală, protocolul de comunicație Profinet, tensiune tot așa monofazată, lungime de clapot de 10 metri, nu știm informații despre temperatură, praf și alte caracteristici de mediu, iar cerințele de safety sunt un basic safety torque off. Pentru că poate nu mulți știu cum anume să calculeze momentul de inerție al unei astfel de piese, da? Festo vine în sprijinul vostru cu un calculator de moment de inerție. Calculatorul de moment de inerție puteți să-l accesați fie direct din site-ul Festo, din platforma Electric Motion Sizing. Vedeți aici moment de inerție, o să vedem imediat pe website unde anume apare acest moment de inerție, sau iarăși pentru cei care folosesc Quick Search Plus, în tabul de proiectare aveți aici acest calculator de moment de inerție. Și de pe site, tot din capitolul acela de instrumente de inginerie digitală, există și link către acest calculator de moment de inerție. Haideți să vedem și cum calculăm practic acest moment de inerție. Practic, noi avem o piesă de 210 mm diametru, da? 19 mm înălțime sau grosime a acestui disc și 20 de mm diametru interior al discului, da? Haideți să vedem direct pe site practic cum anume putem să facem această dimensionare. O să merg pe aplicația deja pregătită de către mine, tocmai ca să scurtez un pic din timp. Dar o să parcurgem împreună toți pașii. Aici, tipul de actuator este foarte important să selectăm încă de la început dacă vrem o aplicație fără actuator sau cu modul rotativ. Fără actuator înseamnă practic că sarcina mea, exact așa cum vedeți în această imagine, este atașată direct axului de motor sau prin intermediul unui cuplaj elastic. Da? Dacă selectăm modul rotativ, atunci vom avea de luat în calcul un modul rotativ, o masă rotativă dintr-o serie compactă sau dintr-o serie ceva mai rigidă. Sistemul va decide în funcție de calculul de moment de inerție. Da? Aici, în partea de jos, avem același tabel de ciclu de mișcare, la fel ca și în varianta liniar, doar că nu putem să punem aici o sarcină, ci ni se solicită un moment de inerție. Am completat deja pozițiile țintă. Atenție, pozițiile sunt relative, deci dacă vreau să mă duc de la 1,
către o rotație, la 3 rotații ajung practic cu 2 rotații relativ, la 5 ajung tot cu 2 rotații relative, iar ulterior mă întorc cu 5 rotații negativ înapoi în 0. Calculatorul meu de moment de inerție puteți să-l accesați dând click pe acest mic calculator. Aici aveți mai multe opțiuni. Da? Puteți să introduceți direct J-ul în cazul în care aveți calcule pe anumite piese ceva mai complicate. Valorile acestea de moment de inerție pot fi determinate sau afișate inclusiv în suitele CAD pe care le utilizați pentru proiectare. Însă, dacă nu aveți timp de așa ceva, puteți să mergeți pe variante simple de tip șaibă sau platan, da? Așa cum poate fi asimilat în cazul nostru acest, acest disc, da? Practic, eu o să-i pun aici și 210 mm de diametru. Grosimea mea este de 90 de mm în cazul acestui platan. Am o densitate de oțel și observăm că avem undeva la 5,1 kg. Estimarea aceasta este foarte importantă, da? Eu aici pot acum să adaug această sarcină. Practic, neavând informații despre cum anume voi centra discul meu, îl voi presupune în acest caz perfect centrat pe axul motorului. Dacă discul meu nu ar fi perfect centrat pe axul motorului, atunci ar trebui să introduc o anumită valoare pe acest E, pe această configurație excentrică, da? Practic aici se definește distanța dintre centrul axului, da, dintre axul motor și centrul obiectului rotit. În cazul meu o să las 0. Voi aduna acest moment la calculul meu pentru că ulterior ce trebuie să facem? Trebuie să scădem totuși variant, trebuie să scădem acest gol din interiorul platanului nostru sau din interiorul acestei piese, da? Și practic voi pune aici o piesă suplimentară cu diametru de 20 de mm, grosime tot de 19 mm, tot din oțel, da? Dar pe care însă o voi scădea din calculul meu de inerție. Este aproape irelevant, însă dacă vrem să fim foarte, foarte exacti, vedem aici că am obținut exact aproape cele 5 kg afișate pe discul nostru, pe greutatea noastră. Practic, aceasta este suma momentelor de inerție, această valoare exprimată în kilogram centimetru pătrat este valoarea pe care o vom introduce și noi în calculatorul de moment de inerție. Și practic vedeți că am obținut aici, am introdus deja valorile de 283, da, pe toate elementele de poziționare. Dacă există cuplu extern, adică dacă am anumite forțe care împiedică sau ajută mișcarea, pot aici să introduc valori în newton metri. Iarăși, dacă am informații despre viteză țintă, accelerare sau decelerare, le pot introduce, însă în cazul meu am nevoie doar să mă deplasez și să respect un timp total de ciclu. Când avem o astfel de aplicație, putem să utilizăm pentru bugetare în special timp de ciclu relativ ok, balansat între o mișcare rapidă și o mișcare lentă, astfel încât totuși să nici să nu supradimensionăm sistemul, nici să îl obținem, să spunem, mai leneș decât este cazul. Eu am mers pe o variantă la mijloc cu timp de pauză undeva la 0,5 secunde, timp între cicluri undeva la 2 secunde pauză. Atenție, ca și observație, timpul minim de pauză între două poziționări succesive este de 0,2 secunde. Nu putem avea timp mai mic de pauză datorită procesării din controller a noii cote sau a noilor comenzi de poziționare. Dacă aveți nevoie să schimbați cota de poziție în timpul mișcării, astea sunt discuții, să spunem, separate pe care le putem detalia la nevoie. Am făcut exact același lucru pe partea de filtre, da? Am filtrat pe zona de monofazat, am lăsat lucrurile inclusiv cu aplicație de tip 24V în acest caz, doar pentru a vedea dacă putem să obținem o variantă mai ieftină pe 24V.
Iar ca diferență față de partea liniară este această selecție a axului de motor, dacă preferați variantă cu ax lis sau ax cu pană. Bineînțeles, variantele cu pană sunt variante configurabile, sunt variante non-standard, dar dacă aplicația impune așa ceva, aveți nevoie de certitudinea că aveți un montaj ceva mai rigid sau fix între axul motor și cuplajul noastră, putem să mergem și cu variantele de pană standard din 6885. Bun, o să las toate valorile pe care sistemul mi le recomandă. O să debifez așa cum v-am recomandat acest show Recommended Solutions Only. Am doar 7 de sisteme posibile. O să dau continue și o să obțin imediat soluțiile recomandate de către sistem. La fel ca și în cazul acționărilor liniare, prima variantă va fi și recomandarea de soluție cea mai competitivă din punct de vedere al prețului. Le putem filtra la fel, putem să le studiem la fel ca și în cazul acționărilor liniare. Deci, practic aici nu există mari diferențe, o să las doar puțin să calculeze și să-mi afișeze aceste soluții. Uneori poate să dureze puțin mai mult, însă asta ține de numărul de interogări care se realizează în acest moment la nivel global pe platformă. Practic, împreună cu noi în momentul de față, sunt alte mii de oameni poate care utilizează această soluție. Vedem că nu există și avem acest disclaimer, pentru aplicația noastră nu există soluții găsite cu 24 de volți, ne întreabă dacă vrem să încercăm totuși cu 48 de volți, dar o să mergem cu varianta de tip monofazat. Vedem că o cărcare extrem de rezonabilă a soluției, este cea mai economică variantă, o selectăm în momentul de față și avem la dispoziție exact aceleași informații ca și în cazul aplicației liniare. Tot așa, distanță de frânare pentru oprire de urgență exprimată în grade, caracteristica de motor, lista de materiale unde putem adăuga accesorii și partea de conectivitate la fel afișată. Bun, în cele ce urmează, pentru că timpul nu ne mai permite să discutăm foarte, foarte mult, o să vă rog să mai ne ajutați cu răspunsuri la încă un ultim chestionar. Suntem interesați, practic, pentru că am ajuns la finalul acestui webinar, suntem interesați și de ce subiecte v-ar interesa pe viitor pentru seriile noastre de webinarii. Puteți să selectați mai multe răspunsuri. Vă invit să selectați în funcție de ce anume credeți că v-ar interesa cel mai mult. Prima sugestie este legată de noutățile din kitul de servopresă. Cea de-a doua ține de soluții industriale de digitalizare, platforme de mentenanță predictivă, mentenanță digitalizată, eficiență energetică. Există soluții Festo dezvoltate în acest sens. Partea de control pneumatic, probabil mulți dintre voi ați văzut în prezentarea anterioară, există o tehnologie piezo dezvoltată de implementată, să spun, de către Festo în insule de ventile inteligente. Avem și subiectul legat de eficiență energetică, un topic extrem de interesant în momentul de față. Și, nu în ultimul rând, utilizarea Handling Guide Online este practic ultimul punct disponibil în Electric Motion Sizing, care vă permite să dimensionați axe pe mai multe, de fapt să dimensionăm sisteme de manipulare pe mai multe axe, portal planar, portal T și așa mai departe. Bun, marea majoritate dintre noastre văd că deja ați votat. O să mai las un pic că văd că încă mai votează lumea, aproape ne apropiem de 100% prezența la vot.
E un spirit civic foarte bun în cadrul webinarului. Bun, haideți să încheiem, au trecut deja 2 minute, o să închid partea de chestionar, o să vă afișez și rezultatele. Cursă strânsă între soluțiile de digitalizare și tehnologia piezo, o să ne decidem și noi destul de greu pe care îl facem mai întâi, dar ne bucurăm că aveți interes deopotrivă pentru cele două soluții. Partea de eficiență energetică, soluții de utilizare Handling Guide Online este aproximativ la același nivel. Kitul de servopresă a tot fost promovat, este o soluție bine împământenită în piață. Mă bucur că există încă interes pe ea și sigur o să vă transmitem și despre acest subiect update-uri cât de curând. Bun. Am ajuns și la sesiunea finală de Q&A. Aștept cu interes răspunsurile, de fapt nu răspunsurile, astea o să vi le furnizez eu, sper. Aștept întrebările noastre. Chatul este destul de liber. V-aș ruga, dacă aveți întrebări, să nu ezitați să ni le transmiteți. O să mai las un minut așa să îndrăzniți să spun să ne transmiteți întrebările. Chiar îmi doresc să avem o discuție în acest sens. Dacă nu utilizați chatul, bineînțeles, puteți, așa cum v-am obișnuit, ne găsiți la telefon, pe mail sau pe adresa tehnic@arondfesto.ro, atât pe mine cât și pe colegul meu Ștefan. Bun. Cred că există totuși ceva întrebări. Da, avem o primă întrebare. Bogdan, care este răspunderea Festo în cazul unei configurații MES nefuncționale? Bun. În primul și în primul rând, Electric Motion Sizing, la fel ca orice tool de alegere și dimensionare al oricărui producător de pe piață, reprezintă o unealtă care să vă ajute să filtrați anumite elemente. Ea nu ține loc de o proiectare mecanică extrem de amănunțită, ea nu înlocuiește o verificare amănunțită a aplicației dacă ea este sensibilă, dacă avem un timp de ciclu foarte scurt, o sarcină foarte mare, excentricități, ceva mai dificil de gestionat. Trebuie să înțelegem că este o platformă destinată în special bugetării soluțiilor, da? Ne apropiem foarte mult și în toți anii de experiență de la Festo, nici cu varianta de Positioning Drives și nici cu acest Electric Motion Sizing nu am avut soluții configurate complet de către noi sau de către clienți nefuncționale. Există în cazul în care configurația este nefuncțională și datele de proces sunt întru totul respectate conform cu ceea ce s-a introdus în simulare, atunci bineînțeles ne asumăm răspunderea, dar există clar o problemă cel mai probabil a actuatorului sau a setup-ului în sine. Nu am întâlnit până în momentul de față greșeli de calcul în aceste platforme. De aceea pot să spun că ne asumăm dacă există aceste greșeli, da? Dar nu le-am întâlnit până în momentul de față. Există, bineînțeles, și o marjă de siguranță în momentul în care sistemul afișează o soluție. Deci chiar dacă vă arată 99% încărcare pe un actuator, în spate există o marjă de siguranță. Actuatoarele Festo sunt extrem de temeinic testate din punctul ăsta de vedere în condiții mult mai vitrege decât ar putea ele să fie supuse în industrie. Însă nu putem să testăm elemente extrem de corozive, nu putem să testăm medii cu foarte mult praf, nu putem să testăm șocuri, nu putem să testăm astfel de accidente, dar ele nu țin
nu țin parte de funcționalitatea inițială a soluției. Mai avem și alte... Încă o întrebare. Super. Putem dimensiona sistemele două axe paralele interconectate mecanic? Da. Sistemul sau platforma, deși nu vă transmite în mod intuitiv, să spun așa, posibilitatea de a simula un sistem de axă, de două axe paralele interconectate cu un arbore mecanic și acționate de un singur servomotor, să spunem, puteți să faceți acest lucru. Ca și recomandare, puteți să utilizați varianta sau să bifați pe acționarea liniară eliminarea calculului de pe ghidaje în momentul în care avem două axe care susțin sarcina. De cele mai multe ori, dacă nu există o distanță foarte mare între cele două axe, aici mă refer la, de regulă, poate peste 2 metri, să spunem, distanță între ele, sau dacă sarcina nu este foarte mare și concentrată între cele două axe, putem să mergem pe o variantă de calcul fără a lua în calcul ghidajele. Practic putem considera că două ghidaje sunt mai mult decât suficiente pentru sarcină. Iar sarcina putem inclusiv să o reducem, poate nu chiar la jumătate, dar undeva pentru siguranță, undeva la 70% din valoare. Dacă introducem pe o singură axă, putem să fim siguri că cele două axe în tandem vor putea să deplaseze și să suporte momentele laterale. Bun. Hai să vedem dacă mai sunt și alte întrebări. Mai este o întrebare. Există un factor de siguranță inclus în MS? Dar cred că ai răspuns da, deja. Da. Factorul de siguranță ține, bineînțeles, de configurația în parte. N-aș putea să vă spun adică nu există o formulă. Feston a venit și a spus în spate, mulțim totul cu 1,2, 1,3 și suntem acoperiți. Dar există o marjă de siguranță. Ne dorim ca rezultatele simulărilor să fie cât mai aproape de maximul de încărcare. Dacă ne ferim de maximul de încărcare și să spunem că avem 15% sau 20% încărcare, da, aceea este o valoare confortabilă, însă este o valoare, să spunem, probabil ineficientă din punct de vedere al exploatării axei. Da? Pentru că aceasta va rula practic aproape de relanti, să spunem, da? Și nu vom avea configurația poate cea mai competitivă. Da? Un grad de 60, 70, poate chiar 80% încărcare este confortabil din punctul nostru de vedere. Bun. Avem și o întrebare, avem încă o întrebare pusă, dar văd că apare, sau ce mi-apare mie pe ecran este doar un bună ziua. Nu apare și restul de întrebare. Dacă puteți să completați și cu restul de întrebare, ar fi super. Nu mai apar răspunsuri, nu mai apar întrebări. Bun, dacă nu mai apar întrebări, vă așteptăm, bineînțeles, să ne contactați, așa cum o făceați și până în momentul de față, pe adresele noastre de e-mail, pe tehnica@festo.ro. În încheiere, vă mulțumim mult pentru participare, vă mulțumim pentru interes. Vă așteptăm și la următorul webinar Festo, programat pentru 26 martie, cu subiectul Festo Automation Suite. O să fie o prezentare a softului de parametrizare a servodriverilor Festo, plus acest IO-Link Tool este un program de parametrizare a echipamentelor compatibile IO-Link direct din interiorul Festo Automation Suite. Bun, vă mulțumesc încă o dată pentru participare și vă așteptăm și la următoarele webinarii Festo. O zi bună!